Flagrant urmat de reținerea unui comisar de la Protecția Consumatorului Gorj. Ilie Lungu a ajuns aseară în arest sub acuzația de luare de mită. Acțiunea în forță a avut loc în centrul orașului Târgu Jiu. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție spun că bărbatul ar fi luat șpagă de la un patron ca să nu-i aplice o amendă și nu s-ar fi aflat la prima abatere. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Craiova au organizat flagrantul. Ilie Lungul, fostul primar al orașului Rovinari, se întorcea de la un control efectuat la Rânca în calitate de comisar la Protecția Consumatorilor Gorj, în momentul în care a fost luat la întrebări de anchetatori. Imediat s-a dispus reținerea sa pentru 24 de ore sub acuzația de luare de mită. În perioada 7-15 decembrie, ca urmare a unui control efectuat, inculpatul Lungu Ilie, în calitatea sa de comisar la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj, ar fi pretins pentru el și pentru un alt coleg de la administratorul unei societăți comerciale, denunțător în cauză, mai multe produse alimentare și nealimentare, precum și o sumă de bani pentru a nu sancționa contravențional. Patronul care i-a oferit 500 de lei anunțase mai întâi procurorii. Denunțătorul i-a remis lui Lungu Ilie suma de 500 de lei, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante. În împrejurări similare, în luna decembrie 2014, inculpatul Lungu Ilie ar mai fi pretins și primit drept mită de la același denunțător suma de 400 de lei. La acțiune au participat și reprezentanții Serviciului Român de Informații și ai Direcției Generale Anticorupție. Ilie Lungu a fost condus în arestul Poliției Dolj. În urma audierilor se va stabili dacă va fi prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.